Eu cred că domnul Lupu, la fel ca și domnul Ghimpu, a înțeles că socialiștii vor deveni o forță importantă în Republica Moldova. Domnul Ghimpu a menționat deja undeva că socialiștii vor fi mai periculoși pentru dumnealui decât comuniștii. Și aici are perfecte dreptate. Aici are perfecte dreptate. El nu poate pe noi să ne învinuiască cum învinuiește comuniștii, Seceraș Ciocanu, comuniștii, nu știu ce. Pentru Ghimpu este convenabil existența comuniștilor în forma care este. Noi urăm succes, să reușească tot ce poate mai bine și la etapa actuală îl invităm la negocieri pentru a, dacă nu dumnealui, consilierii municipali, de fapt, pentru a forma o majoritate democratică. Dacă doresc, într-adevăr, să se afirme și să aibă posibilitatea să-și consolideze partidul și la nivel municipal. Oferta este deschisă, valabilă, poftim. Partidul Liberal va fi doar bucuros să vedem pe eșichierul de stânga al Republicii Moldova cât mai multe partide. Cât mai multe. Dacă se poate și 10 și 20. Și Partidul Socialiștilor, și Socialist, și Comunist, și Nou-Comunist, și Neo-Comunist, și de care doriți. PCRM nu este... Deci, în ceea ce privește PCRM-ul, poziția Partidului Liberal este cunoscută. Este o ideologie, ideologia comunistă. Este una care trebuie interzisă. Pentru că este o ideologie totalitară care a distrus sute de mii și milioane de destine umane. Deci, din acest punct de vedere, nu este vorba despre dușmănie, este vorba despre dreptate. Cum a fost interzis fascismul, așa trebuie interzis comunismul. Ori, din acest punct de vedere, Igor Dodon dă o mână de ajutor, pentru că încearcă o destructurare a Partidului Comuniștilor și pentru asta chiar îi mulțumim, nu e nicio problemă.